Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră, tătă. Noi, bulgarii, avem o vorbă. Ce? Noi, bulgarii, da. E și cântecul ăla celebru, de-l cântăm când... A? Noi suntem bulgari, noi suntem bulgari. Nu? E, n-ați băut suficient dacă nu vi-l amintiți. Vă mai las că am o vorbă cu doamna Dăncilă. Bravo, doamnă, bravo, respect, doamnă. Hashtag respect Vio. Ați văzut ce gest frumos a făcut doamna Viorica? Superb, a reușit să-i convingă pe europeni că ea e din Bulgaria. Bravo, doamnă. Vedeți? Vedeți totuși ce înseamnă să ții la ai tăi, mă, chiar dacă ești impostor? Ne-a ferit Vio de rușina de a o avea noi. Our first vice president, Mr. Frans Timmermans, will receive, I think, meeting is underway, Mrs. Viorica Dăncilă, the Prime Minister of Bulgaria and holder of the current EU presidency. Deci gata, gata, asta e strategia, cea mai bună strategie. Nea Petrică Daia, ai prins-o, da? Când mai mergi pe la Bruxelles și începi să arzi matale cu marmota, cu șocâtele, cu pârșii, cu ce mai visezi tu noaptea, pac, o bași pe asta imediat. Nici nu vă dați seama cât de norocoși sunteți că mă aveți aici alături de voi, pe mine, Petre Daia din Ungaria sau din Polonia, vezi și matale în funcție de subiect, știi? Ideea e să-i facem de rahat pe alții, nu de alta, dar noi ne-am făcut destul, mă zic să mai dăm și la export. Nu știu dacă l-ați mai văzut pe Nea Petrică. Sigur, e greu să dea ceva mai tare decât aia cu cormoranii, da? Încearcă, încearcă în fiecare zi. Merge prin țară și bagă degetul în pământ. Da, e plăcerea lui. S-a apucat să iese. Ne-a ajutat vremea. Căldura și umiditatea i-a permis să iese din... Să iese afară, să răsărea. Ce faci, bre, acolo? Și unde naiba ești? Cauzi râme, tată? A? Te duci la pește? Merge să o dea parte în parte cu cormoranul. Parcă-l văd la bustul gol mânjit pe față ca Rambo, așa. Hai, hai, cormorane, să vedem ce știi. Vino la Nea Petrică. A apucat să iese, așa zice Daia. E, nu știți voi, iese, ăsta vine de la IAS. Nu râdeți, Daia e nostalgic, mă, acul bușește plânsul. Puh, ce recolte erau înainte, pe vremea lui Neanicu. Ce holde, ce... Era oaia cât calul, iar calul, cât elefantul. Nu știu dacă ați observat, dar la final Daia se face că pune brazda la loc în pământ. Dar fiți atenți, fiți atenți. Regia, vă rog, faza cu încetinitorul, să vedem exact ce a fost acolo. Și sunați-l pe domnul Crăciunescu să avem și o părere avizată. Ne-a ajutat vreme. Hai. A, ce să mai sunăm? Nu mai sunăm pe nimeni, hands clar. Deci de ăsta ne ești, Petrică. Fură pământ, fraților, l-ați văzut? Eu am crezut că fură doar curent, dar uite că nu. De aici o mână, din partea ailaltă o mână. În câțiva ani face și el 2-3 hectare. Bine, la cum e Daia, nu m-aș mira să mănânce pământul ăla. Da, să stea dimineața așa în chiloți în fața frigiderului. Da. Ia să-mi fac eu o omletă cu țărână de la Gorj. Hai că e sâmbătă azi, mă răsfăț. Dar stați, stați că n-am terminat cu doamna Viorica. Chiar, bă, ce rău îmi pare că nu se face un serial Viorica și Petrică, ar rupe, vă spun. Angela Merkel a sunat-o pe Viorica Dăncilă pentru a încerca să o convingă ca România să renunțe la o propunere europeană ce ar pune piedici realizării unui gazoduct care lega Germania de Rusia. Jumătate de oră, cică au vorbit, fată. A învățat Viorica să pronunțe alo în limba germană, da, e tare mândră. Aproape că știe toată limba germană, celelalte cuvinte nu îi se par atât de grele. A sunat-o tanti Angelica pe Viorica despre conducta de gaze de la ruși. Vă dați seama ce a înțeles Dăncilă? Cred că și acum stă cu telefonul în față și îi vâjie creierii. Deci... cum o să treacă o conductă pe sub apă așa? Adică... Angelica asta cred că mă minte. Ție ți-a crescut nasul, mă.